Intervenție în forță pentru poliția română în această dimineață. Oamenii legii din Vaslui au efectuat mai multe percheziții la domiciliile unor lăutari sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri, sub semnătură privată și fals în declarații. Peste 80 de polițiști și 60 de jandarmi au descins la locuințele lăutarilor suspecți de infracțiuni economice. Forțele de ordine au pus în aplicare 23 de mandate de perchiziție domiciliară. În perioada octombrie 2020-ianuarie 2021, suspecții ar fi folosit documente falsificate pentru a beneficia de bani acordați de la bugetul de stat. Astfel, ei ar fi folosit documentele false cu titlul de indemnizații de sprijin pentru venituri exclusiv din dreptul de autor și colaborări. Astfel de ajutoare sunt destinate artiștilor care se află în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea în contextul pandemiei. Prejudiciul estimat în cauză este de 200.000 de lei, iar paguba s-a înregistrat la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui.